Sărbătoarea de Moș Nicolae se apropie cu pași repezi, iar părinții și copiii sunt nerăbdători să dea fuga în complexele comerciale pentru a achiziționa cadourile. Unul dintre dezavantajele acestei perioade este că apar multe oportunități pentru infractorii care încearcă să atenteze la bunurile voastre sau să comită alte fapte cu impact asupra siguranței personale și a familiei. Pentru luna decembrie, luna cadourilor, polițiștii ieșeni vă transmit câteva recomandări menite a vă ține departe de răufăcători. Astfel, la cumpărături, Inspectoratul de Poliție Județean Iași vă recomandă să vă asigurați poșeta, portofelul, încât să nu fie la îndemâna răufăcătorilor, să nu fie aruncate neglijent în coșul de cumpărături. De asemenea, geanta să nu fie purtată neglijent pe umăr, iar portofelul și telefonul să nu fie ținute în buzunarele exterioare ale pantalonilor. Totodată este de evitat deținerea de sume mari de bani asupra voastră. Încercați să faceți plata cu cardul ori de câte ori aveți posibilitatea. Iar atunci când vreți să retrageți bani de la bancomat, mai întâi asigurați-vă că nu sunt persoane străine în apropiere. Dacă sesizați ceva suspect, renunțați la operațiune și căutați un alt bancomat. Polițiștii recomandă de asemenea că atunci când părăsiți mașina să nu lăsați cadourile celor dragi la vedere și să vă asigurați de fiecare dată că mașina este încuiată. Apropierea sărbătorilor de iarnă este un moment propice pentru infractori să meargă din ușă în ușă sub pretextul unor oferte de sezon. Aveți mare grijă! Puteți cumpăra bunuri de proastă calitate sau, fără să vă dați seama, le puteți oferi accesul în locuință unor hoți.